Bun găsit, doamne și domnilor, a fost timpul Ligii Campionilor, care suntem obișnuiți de atâtea sezoane și avem derbiul dintre Ghior și CSM București în Liga Campionilor, etapa 12-a, mai sunt 3 meciuri cu acesta și apoi vedem cine merge în sferturi, cine merge în play-off și, normal, cine părăsește competiția. CSM locul 3 înaintea acestei etape, 13 puncte, Ghior locul 1. Cu 22 de puncte, iată echipa Ghiorului. Ghior cu Silje Solberg și Sandra Tov, cei doi portari, jucătoare de semicer, Gline Haugsted, Lin Blum, Nadine Șațăl, Cari Brațet, Bruna de Paula, Iun Hiriu, Stine Oftedal, Veronica Christiansen, Victoria Lucac, Cenge Fodor, Estel Zeminco, Ivet Broch, Dalma Varga și Iulia Farcaș. Antrenor este Ulric Kirkei. Ghior deja calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. De partea cealaltă, CSM București cu cei trei portari care ne-au obișnuit, Adi Vasile, Eriksson, Davidson și Gloser. Anțăn, Zadi, Neagu, Rotaru, Stoica, Nicolici, Omoreghe, Flip, Dindirigan, Ostergaard, Kobilinska, Ailinca și Ingstad. În continuare absentă Crina Pinta din cauza unor probleme la coapsă la unul dintre picioare. În rest, tot lotul valid pentru Adrian Vasie. De partea cealaltă, la Ghior, lipsesc Ana Gros, care a suferit o fractură la finalitatea nazală, meciul cu Budunjos de la Podgorița, dar și extrema dreaptă norvegianca Hovden. Da, și mai lipsește și portarul al treilea, Rinka Duindam, jucătoare care va veni în vară la Rapid. În acest moment, Ghior, spuneam, este deja calificat în sferturile de finală, 22 de puncte. A câștigat toate meciurile, 5 victorii din 5 pe teren propriu, a reușit și în deplasare. CSM București, 3 victorii în deplasare, 2 înfrângeri. Acum, în precedenta deplasare, CSM București a suferit enorm la Brest. În acest moment, CSM a căzut pe locul al patrulea pentru că s-au mai jucat 2 meciuri în această etapă din Liga Campionilor în grupa CSM-ului. Budușnost a câștigat la Sabehov cu 27-23. Odense și Brest au câștigat la egalitate. Au terminat la egalitate, 29-29. CSM București, dacă învinge pe Ghior, să spunem că în tur Ghior s-a impus la București cu 27-23, spuneam, CSM București ar putea urca pe locul al treilea, cel de pe care a și început etapa, să spunem, așa cum spuneai și tu mai devreme. Ghior are primul atac, Riu pentru De Paula, Zeminco, ce circulație rapidă a mingii pe mâna jucătoarelor de la Ghior, care au învins-o pe CSM în ultimele 5 partide directe. Ultima victorie a CSM-ului datează din 26 ianuarie 2018 la București, 28-22. Da, iar cea mai frumoasă în finala Ligii Campionilor din 2016, atunci când CSM București a reușit să câștige trofeul după finala cu Ghior. Bruna de Paula, dar prima intervenție pentru Laura Glozer. Cea care din vară se va mai întâlni cu Ghior, dar și în Liga Maghiară, deoarece a semnat cu Ferencváros. Kobilinska pentru Neagu, Ingstad o aștepta cu pasa, cu manță, aruncă pe tot și 1-0 pentru CSM. N-a putut să devieze Silje Solberg, care a început titulară în fața Sandrei Tov și apără încă o dată Gloser. În fața Brunei de Paula avem și noi contraatacul și Ostergaard, 2-0 pentru București. Ce a început bun pentru CSM București, meciul se joacă în Audi Arena din Ghior, o sală cu o capacitate de 5500 de locuri. O sală nu este arhiplină, așa cum de obicei se întâmplă la Ghior și mai ales în duelurile cu CSM. În 2014 a fost construită, 16 milioane de euro a costat. Riu, Interul dreapta, Bruna de Paula, Estel în Zeminco. Ce duel între campioanele mondiale, Zeminco și Laura Glozer. Aruncare de la 7 metri, obținută de jucătoarea franceză din Inter stânga. Înainte acestei partide ați mai văzut un duel cu echipă din România. CSM Târgu Jiu a pierdut cu Sola în HF European League, etapa 4, 21-31. Mâine avem pe Bistița de la ora 15 și pe
Brăila de la 15, da. Brăila de la 15, apoi Rapid cu Ferencvaros și Bistrița în deplasare la Nant. Derbiul grupei acolo, fiecare da. Opte 5 puncte. 15, 17, 19 sunt meciurile de mâine, toate în direct pe Digisport 2. Primul gol marcat de Gheorghe prin Veronica Christiansen, care a revenit după ce a născut. Da, a avut apoi și probleme de sănătate. Sta mai bine de un an și jumătate în afara terenului Christiansen. Östergaard pentru Neagu. Din nou Zadi. Neagu, Kobilinska. Aruncă tamponată de Haugstedt. Și un prim atac ratat de CSM. Riu, care și-a prăjit și ea contractul. Va mai juca încă un sezon. La Gheorghe a scăpat mingea Zeminco. Va veni Hauser în interdreapta. Și va pleca Ana Gross apoi în Slovenia la Crim. Aruncă Zadi, superb, de la Scholz și este 3-1 pentru CSM. Da, Sacco, portar Jorgensen va veni de la Metz, Hauser, spuneai și tu mai devreme, Breistul de la Esbjerg, Kelly Dulfer de la Bietigheim, Bovan Vettering, pleacă Twindam la Rapid, Solberg este la final de contract, Haugstedt va merge la Esbjerg, Gross la Krim, Oftedal și Brock se vor retrage, de asemenea Nadine Schatzl, extrema, este și ea la final de contract. Foarte multe schimbări se anunță la Gheorghe, confirmat în funcție pentru că a semnat 2 ani antrenorul Ulrich Kirkei, un tehnician de 52 de ani. De Paula, atât nu s-a început cu Stine Oftedal, care a avut ceva probleme în urmă cu 3 săptămâni după ce s-a terminat campionatul mondial și cum au pierdut posesia maghiarele prin Lucaci pe partea dreaptă. Anțăn de la Neagu, Anțăn, Ventă, Kobilinska era în poziție statică închisă de Zeminco. Arbitrii partidei din Norvegia, Eskil Braset și Andre Sunde, austriacul Christian Haschulz este observator EHF. Lui Gheorghe nu-i merge foarte bine în campionat, este pe locul al doilea la 2 puncte de Ferencvaros și a pierdut 2 meciuri cu Motion Maghiarovar și cu Ferencvaros, derbiul pe 15 noiembrie 2023. Atac al CSM-ului, din păcate, Neagu scapă mingea în afara terenului. Da, neatent Neagu în zona sa. Acum Riu pentru pivot, a băgat un semicer pe Zadi, s-a lăsat acolo pe ea Dale, 7 metri pentru echipa maghiară. Dar anul trecut n-a ajuns din nou în finala Ligii Campionilor, dar a ajuns Ferencvaros pentru prima oară pentru Final Four și în finală pierdută cu Vipers. Revine Veronica Christiansen la 7 metri. Veronica Christiansen are o fetiță de 8 luni, o cheamă Olivia. Gol marcat de Veronica Christiansen. Partenerul său este fizioterapeutul lui Gheorghe, fost canuist. După fentă a trimis mingea în stânga Lorei Gloser. Și un gol pentru CSM și atacul în cel mai așteptat meci din etapa 12 a Ligii Campionilor. Zadi, Neagu, Kobilinska pleacă, Östergaard se întoarce, nu mai se duce al doilea pivot, are culoară și faultată pe pătrundere Kobilinska de către Haugstedt. 7 metri pentru campioana României. Final de grupe foarte greu pentru CSM București, acest meci în deplasare la Gheorghe, apoi duminica viitoare pe teren propriu cu Bietigheim, iar în ultima etapă va juca tot în deplasare la Odense. Cristina Neagu execută aruncarea de la 7 metri pe lângă poartă. 2 greșeli consecutive ale Cristinei Neagu, declarată de 4 ori cea mai bună jucătoare a lumii. Ați auzit bucuria fanilor maghiari după ratarea acestui 7 metri și încurajările acestora. În stânga este Schatzl la 9 metri de Paula, Zeminco și Riu. În pivot este acum Dale. În dreapta Lucaci. De Paula. Riu s-a creat culoarul pe fenta lui De Paula și a pătruns Riu cu gol. 3-3. Da, pe greșelile CSM-ului, Gheorghe a reușit să revină. Cristina Neagu acum, faultată de Riu, jocul continuă, Kobilinska, din nou Neagu în centru, Anțăn, Neagu, Neagu încearcă să atace culoarul pivotului, acum Kobilinska aruncă de la distanță, Anțăn și marchează,
Da, o execuție splendidă pentru Emilianțăn. Al doilea gol. A prelungit și ea înțelegerea cu CSM și de pe extremă succesivă pasă pe la spate cu tipică Lucaci, 4-4. Victoria Lucaci, o handbalistă de 28 de ani, 1,68 m, joacă la Gheorghe din 2020, a venit de la Ferencvaros. Cu Ferencvaros a câștigat titlul de campion în 2015 și Cupa Cupelor în 2012. 10 ani a jucat la Ferencvaros. Victoria Lucaci, măritată cu handbalistul Matias Gheorghe, centru la Vesprem. Zadi revenită centru, Neagu blocată de Haustet. Ce bloc defensiv au maghiarele cu Dale și Haustet. Haustet a spus și Severin va pleca totuși din vară. Se întoarce în Danemarca, pasă printre și fructifică Wildenstad. Pasă genială din partea lui Gras. Zadi, care va pleca și ea la Crim Ljubljana, unde se va întâlni, spuneam, cu Ana Gros, actuala echipieră a celor de la Gheorghe. Iată și Crim va fi foarte tare și în sezonul viitor. Crim, Ferencvaros, Gheorghe, indiferent ce se va întâmpla, va rămâne măcar cu o linie de 9 metri senzațională, plus rezerve, chiar dacă se va retrage Oftedal, așa cum a declarat. De Paola pentru Zeminco, ajută Dale din semicerc. Riu lasă mingea din faultul Cristine Neagu, care se apără și ea în intermediar. Este pe partea opusă băncii de rezervă și nu se mai fac schimbări. Centru norvegian în apărarea CSM-ului cu Ingstad și Anțen. Acum Riu reușește o depășire, dar forțează aruncarea. Mult pe lângă poartă a aruncat coreanca de 33 de ani, de 4 ori campioana Asiei. S-a remarcat, scuză-mă, la mondialul de la Kumamoto din 2019. A fost a doua marcatoare, 69 de goluri la doar 2 goluri de golgheter a lui Sabin. Vine din Dirigan, din extrema stângă. N-am avut nicio parte pe cea pasă și gol Neagu după 3 încercări. Înscrie pe lângă Silje Solberg și 6-4 pentru campioana României după un început foarte bun în deplasare. Cu 10 minute din această repriză, spunea CSM-ul, dacă câștigă toate cele 3 partide din ultima parte a grupelor și cu jocul rezultatelor, poate să urce chiar pe locul 2 și să intre alături de Gheorghe în sferturi. În bară a aruncat Șață foarte bine, a ieșit în fața sa Gloser. Bun începutul Lorei Glozer în poarta CSM-ului. Acum Neagu, CSM se poate duce la 3 goluri. Kobilinska faultată, continuă Arnsen. Neagu se oprește, Arnsen, o pasă pentru Din Diligan. Primul gol venit din extremă. A fost și prima acțiune pentru Din Diligan, care a reușit să-și mărească unghiul cât a putut pentru a arunca în colțul lung. De ultimele două faze cu extremele, la limita căzutei și această execuție, da? Mă spuneam și la meciul cu Turgu Jiu, rar ori să mai dau o căzută. Trebuie să fie foarte clar că să mai dă arbitrii căzută. Ați văzut și la Euro și la Mondialul Feminin, la Europeanul Masculin. Foarte bună parada lui Gloser din nou. A intrat Eriksson. No, Gloser, da? Are 3 parade până acum lor a Gloser. Iar Din Diligan se află la cel mai bun sezon al său. Are 29 de goluri cu acesta marcate în Champions League. Kobilinska ajută Din Diligan din extremă. Kobilinska are culoare, aruncă și mingea printre degetele lui Solberg. 8-4, să vedem câtă răbdare mai are Uri Kirkeri pentru a lua un timeout, pentru că pasa nu se regăsește cel puțin în atac, unde n-a scris de câte 4 ori în 11 minute. S-a lovit Gheorghe de o apărare foarte bună a CSM-ului și un portar în mare formă, Laura Glozer, campioana mondială. Acum Lucaci reușește să o învingă pentru a doua oară pe Laura Glozer. Da, doar cu extremele au pus probleme maghiarele până acum, în special prin Lucaci. Iată, Din Diligan, cât de departe era de zona sa strânsă, să ajute pe Neagu la coreanca Riu. Silje Solberg revenită și ea după ce a născut, are o fetiță, Emma, de 6 luni.
Acum Neagu a încercat o pasă pentru Ingstad, n-a ieșit acțiunea CSM-ului și acum faza a doua pentru Ghior. În Zeminco, mai departe, Bruna de Paula, foarte bine s-a retras, Ostergaard aruncă brațe, 9 metri. Foarte bine s-a apărat Zadi la Dale, la faza precedentă. Ingstad era între trei adversare și n-a avut cum să prindă mingea trimisă de Neagu și Zadi și-a luat un galben. Foarte bine a jucat Graza Adi la campionatul mondial din finalul anului trecut. Franța lui Krumholz a ieșit campioană mondială. Știa deja că este calificată la Jocurile Olimpice pentru că Parisul organizează ediția din această vară. De Paula pentru Riu. Lasă mingea pentru aceeași de Paula, Zeminco. Nu sunt culoare de pătrundere, este Ingstad în fața de Paulei. Contra-atac, da. Foarte bine la Neagu, bine cum s-a accentat când a căzut peste adversara. A ajutat-o și Dindirigan. Foarte bine și în apărare CSM-ul în primele 13 minute. Important este să țină ritmul, să folosească normal aceeași tactică câștigătoare. Și să vină pauza, da, să mă odini jucătorului Adi Vasile, dar Tersan Kirkei când va lua și el un timeout. Oricum, CSM București arată altfel decât în precedenta deplasare la Brest. Acum Kobilinska se oprește, îi pasează Cristinei Neagu, Zadi, faultată de brațe Dale, aruncare de la 9 metri. Ingstad, Zadi, într-o vermă foarte bună pentru această partidă, blocată Kobilinska de Haugște, de vor băga în prepasiv după următoare 2-3 pase, chiar dacă am scos un 9 metri. Zahadi este în prepasiv. Neagu, Kobilinska se înață, blochează extraordinar Haugște și Solberg dă drumul la joc. Da, Haugște și-a asigurat viitorul, a semnat cu Esbjerg pe 4 ani. Interesant, acolo se va schimba și antrenorul Jesper Jensen, va părăsi Esbjerg și va rămâne doar la Naționala Danemarcei. În sfârșit, după 3 încercări, te-a auzit Kirke și cere timeout. When we are defending, when we are defending, not overthink it tactically. We need to solve the cases where they are instead of thinking the next step and the next step. When there is a situation 2 against 2, we solve this, then we follow in, so we can open outside as we have talked about. Don't think about too much in the tactical way in those situations. Be there more physical in the situation. We have a chance on Yunhi and Biki as a right back, and Lina is away, and Lina in and out. Okay, come, attack. And you play Formu, Visa pass, Brune end here. Big duel here inside, be aware of the chapter here. One inside, play from there. Just start in middle. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Câteva date statistice. Cele 7 titulare de la Ghior au dat împreună 213 goluri. Titularele CSM-ului 227 de goluri. Neagu, cea mai bună marcatoare a CSM-ului, 56 de goluri, cu un procentaj de 55 în Champions League. CSM București are al 7-lea atac, cu 30 de goluri marcate în medie pe meci, o eficiență de 62%. Ghior abia al 9-lea atac, dar Ghior, reamintesc, are 11 meciuri, 11 victorii în Champions League. Am scris de Paula cu toată poziția lui Glozer. Kobilinska pasă pentru pivot, căzută, da, era cu picioare pe semicerc, împins acolo de apărătoare. Da, ce înseamnă știința jocului defensiv, a încercat de Paula, pasă pe la spate între două adversare, s-a dat 9 metri pentru campioana Ungariei. În imagine trine Ostergaard, bronz la ultimul campionat mondial cu Naționala Danemarcei. Cea mai bună marcatoare a lui Ghior este Stellan Zeminco, 50 de goluri, 73% procentajul său de reușită. A intrat în pozițional și Veronica Christiansen în Inter dreapta deocamdată de Paula, reușește o depășire, 9 metri. Da, Christiansen, vă aduceți aminte, urmă cu 2 ani de când mai jucase, lua oriunde la 9 metri, jucătoare
polivalentă și a fost dorită de CSM. Cristiansen în duel cu Zadi. 9 metri pentru Ghior. Suntem la jumătatea primei reprize. 8-6 pentru CSM. De la 8-4 forțează pătrunderea. Cerca să scoată măcar un 7 metri, doar 9 metri pentru De Paula, care va rămâne titular la coordonare din sezonul viitor. Va pleca Stine Ovdedal. De Paula a lovit-o în piept pe Ingstad. Ciudată aruncarea brazilienicii. Ciudată acțiunea lui Ghior în amenințare de joc pasiv. Tocmai Bruna De Paula a aruncat la poartă, care este o jucătoare scundă de 1,70 m. Degeaba ai făcut secular brațet acolo. A venit blocajul CSM-ului. Nu i-a dat nicio șansă Brunei De Paula. Anțăn, Kobilinska, Zadi. Primul atac care se gândește neagurat în minutul 16. Kobilinska pentru Anțăn, Zadi. Anțăn fentă, nu mai are unghiul bun, dar scoate o repunere de la colț. N-a putut să atingă mingea Solberg. Foste colegi de naționale, Solberg și Anță. Anță n-a mai prins lotul la ultimul mondial. Grazadi, Kobilinska, foarte bine deschide. Minge grea, dar nu și pentru dexteritatea lui Ostergaard. Senzațională daneză. Acum a agățat mingea pe mâna dreaptă și a dat-o în stânga și a pus-o în vinclu lung. Foarte greu procedeul. Iată cum se întinde după minge, apoi reușește să facă pași și să nu calce semicercul și dă o aruncare perfectă la colțul lung. Nicio șansă pentru Silje Solberg. Zemico în centru de la Christiansen, a plecat Schatzel, extremă, se duce al doilea pivot. Paula pentru Zemico, pune frână, întoarce pe flip. Aruncă degeaba acolo Zemico pentru că a apărat Laura Glosser, splendid. Mare formă Glosser. Toate jucătoarele CSM au intrat perfect în acest derby. Aruncă Kobilinska și ține mingea pentru București. Procentaj de 35 pentru Laura Glosser în meciurile pe care le-a jucat în Champions League. Are mai puține pentru că, de exemplu, etapa trecută cu Savehov n-a fost pe bancă. Einstad a jucat mult și în această partidă, deoarece spuneam, este Crina Pinta, mai este lot și Ailinca. Extraordinară depășirea Emily Anță în surpriza plăcută a CSM-ului până acum în atac. 10-6 pentru CSM la Ghior. Anțăn a dat mai devreme al treilea gol al său în această partidă. A ajuns la 45 de goluri marcate în Champions League. A dat depășirea Anțăn lui Bro, care până la urmă se va retrage în vară, cum Dino a mai spus de atâta ori, da? Este definitiv acum, pentru că va face 34 de ani în acest sezon. De Paula pasă pentru Ors, nu și-a dat seama Broc și avem contraatac în stânga, jucăm în dreapta și Ostergaard, gol! Primul gol pe contră CSM-ul, 11-6, degeaba a luat Ghiorul timeout, minutul 19 și mare minune dacă Kirkei nu va mai lua un timeout în această repriză, pentru că după aia degeaba rămâne cu două dacă echipa sa nu joacă nimic. O apărare extraordinară și fără soluții atacului Ghior în absența lui Stine Oftedal. Christiansen. Riu aruncă colțul lung Broc, dar bara este a portarului și o protejează pe Glosser. Foarte bine Zadi după un moment de cumpănă de exprimare pentru Anță. În 6 goluri CSM la Ghior. Să se vede lipsa normală a lui Stine Ovte, de la care este pe bancă. I-a avut, spuneam, și probleme după campionatul mondial. N-a mai jucat în campionat vreo două meciuri. Să este pe foaie la această întâlnire. Clar nu este 100%. Profita jucătorile CSM-ului de faptul că Broch rămăsese destul de în spate. A atacat culoarul liber. Acum De Paula pentru sudcoreanca Riu. Aruncare de la 9 metri. Foarte bine s-a apărat și Zadi. Doar 6 goluri marcate de Ghior în 20 de minute. Record negativ pentru campioana Ungariei.
Christiansen pentru De Paula. Riu revenit în interdreapta, poate să arunce de la distanță. Christiansen deviază Anțăr, avem contraatacul lui Dinigan de la Glozer și Bolton în gol. Alexandra din Dinigan, fabulos joacă CSM-ul în deplasare la Ghior. 13-6, mărmuriții fanii maghiari, nu le vine să creadă ochilor că n-au marcat jucătoarele lor decât de 6 ori în 20 de minute aproape. Avea soluția din stânga, dar și în dreapta, pentru că Ostergaard era și ea singură în extrema dreaptă. Riu nu poate arunca la poartă De Paula, Christiansen, o pasă grea, apără Glozer! Da, acum văd și maghiarele ce înseamnă să nu aibă două jucătoare importante, pe Ovdedal și pe Ana Gross la 9 metri, cum și CSM-ul a avut atâtea absențe de-a lungul acestui sezon, în frunte cu Zadi, vă aduceți aminte, și Omoreghe la un moment dat. Și iată, suferă campioana Ungariei, dar este problema sa. CSM-ul dă senzația că zburdă, să sperăm că va ține ritmul. Mai avem o repriză și încă 8 minute și jumătate din această partidă. Zadi a încurcat în propria fentă și a intrat în Riu. Abia al treilea atac pierdut de CSM. A avut o constanță foarte bună în pozițional și a trandat șansa lui Schatzer să scrie repede. Cea mai bună handbalistă din Ungaria în 2019, Nadine Schatzer, handbalistă născută la München. E normal să mai apară greșeli în jocul CSM-ului, dar este la un nivel ridicat campioana României. Zadi, Kobilinska, Anțăr, Instat, și ajută colegele la 9 metri. Kobilinska o are în dreapta pe Zadi. Kobilinska, Anțăr, blocată de Broch, 9 metri, și un galben. Ivet Broch. Nici o eliminare până acum. Da. A intrat și Blum, da? Galbenul, da, și timeout pentru CSM. Emilie, you change back again with Chris. We go back to the offense-defense change. Now, I want us to play. You know what? I want to have this so I don't speak. Here is the situation. In the first situation that we go for it, and then grass is the second situation after French five. Okay, so we isolate a little bit here. Then, if you are gonna play the Portugal and Monica here, open, pass the ball, and we go again. Am văzut-o și pe Iulia Pușcașu Curea, gânditoare la finalul timeout-ului ținut de Adi Vasile. CSM București joacă foarte bine, conduce cu 6 goluri pe terenul lui Ghior. Probleme pentru Ulrich Ghirchei, cel care l-a înlocuit vara trecută pe Ambrose Martin. Ghior, o echipă cu 5 titluri în Liga Campionilor și alte 9 finale pierdute în cupele europene. CSM a schimbat interii, a revenit Neagu în stânga și a intrat și Flip pe atac, a jucat în apărare. Văzut Cristina Neagu peste picioarele lui Broch, foste colegi la CSM, în urmă cu ceva timp. Zadi, Neagu forțează la Broch, pasă pentru Instad, foarte bine s-a înșurubat norvegian, care a aruncat să scoată măcar 7 metri. Prima aruncare de la 7 metri ratată de Cristina Neagu, probabil că Emilie Anțăr va veni să execute. A ieșit în fața sa Sandra Top. Tot în stânga unde a ratat și Neagu, dar i-a dat la semi-înălțime. Să vedem dacă a atins probabil mingea acum la stângă daneza Top. Se enervează Emilie Anțăr în această ratare, dar diferența este apreciabilă și logic la valorile pe care au cele două formații.
A, pe lângă, nici măcar nu habar nu s-a zis mingea. A vrut să evite cât mai mult pe Toft. Am logic CSM-ul. Dacă ține Rinul, nu are cum să nu bată la Gheor după o repriză primă fabuloasă. Încă 6 minute până la finalul primei reprize. Christiansen trece în centru, în Zeminco, Riu rămâne Inter dreapta în absența Anei Gross. În Zeminco pentru Riu. În Zeminco nu poate face nimic, e blocată de Ingstad. Riu se agită mult, dar nu are multe reușite. Și în general, de când a venit la Gheor, nu s-a remarcat în mod deosebit. Din nou Riu pentru Christiansen, Zeminco, Zeminco pătrunde, dar apără senzațional Glozer. Faza a doua adusă de Anță, în pasă pentru Insta. Nu se mai aștepta Insta să-i vină mingea, a crezut că va pătrunde conaționala sa. A păcat de această ratare și se agită aici Zeminco, ca de obicei, aruncă din contact, atât ea cât și Bruna de Paula. Folosesc asta de procedee. 9 metri pentru Gheor. De când a mai înscris Gheor doar 7 goluri în 25 de minute într-un meci de Liga Campionilor. Clar este un record negativ pentru campioana maghiară. Sunt două ziduri în fața lui Gheor, unul format de apărarea CSM-ului, celălalt de Laura Glozer, care a apărat excepțional până acum. Zadi o blochează pe Riu. Dale pentru De Paula cu fenta sa. Riu și flip, este remarcabilă. Da, o prins-o în capcană jucătoarele CSM-ului pe Riu. I-au limitat opțiunile, au blocat-o fără faul, foarte important. Da. Fără soluții în atacul pozițional maghiarele, pentru că Anțen, Inșta, Zadi și flip se apără fabulos. 5-1 timid încearcă Zeminco în fața golgerilor sale. Zadi, flip, depășire, pasă greșită pentru Dindirigan. Ca și de această acțiune ratată. 4 minute de Paula. De Paula ia acțiunea pe cont propriu și o învinge pe Glozer. Da, în loc de un posibil 14-7 s-a făcut, iată, 13-8. Și CSM-ul trebuie să scrie ca să mai taie din acest avânt al jucătorului de la Gheor. Un fault a fost acea pasă. Da, da, 9 metri pentru CSM. Flip, tot 5-1 în apărare hunguroaicele. A intrat în circulație Östergaard. Nu iese pasa pentru pivot din partea lui Zadi pentru Inchda, dar aruncare de la 9 metri. A fost picior mai întâi la Dale, apoi și la Zadi. Flip, cearcă depășire și scoate tot. N-a mai avut procedeul necesar. Flip, acea pătrundere trebuie să dea cu efect. A dat-o drept în picioarele portarului De Paula. Riu. În bară recuperează Lucaci și devin maghiarele care se repriase deja. Da, s-au adunat 3 sau 4 atacuri pentru CSM București fără gol. Acum Șațăl rezistă încă în apărare foarte bine CSM-ul. Zeminco, Riu, Zeminco, De Paula, Brațet, De Paula din nou, Riu, n-are pe unde. Foarte bine s-au apărat jucătoarele CSM-ului. De Paula în centru, aruncă de pe picioare, în bară, tot ea recuperează. E incredibilă De Paula. Și șansa a avut, dar și inspirație în modul în care a condus mingea. Zeminco le-a băgat apărătoarea semicer, dar s-a dat doar 9 metri. 2:30 din prima repriză, crescut ușor nivelul Gheor, doar își forțează pătrunderea De Paula pe zona lui Östergaard, ajutată de flip. Dinamică bună în apărarea CSM-ului, care blochează toate culoarele de pătrundere ale jucătoarelor lui Gheor. Acum Zadi o blochează pe Riu. Amenințare de joc pasiv. Riu pentru acea Zeminco, fentă. Aruncă pentru Orza.
făcuse pași, au fluierat arbitrii norvegieni. A apărat oricum și Glozer, nicio problemă. Este Anțăn, a reintrat și Neangu în stânga. Kobilinska în dreapta, pe schimbarea la Flip. Momentul în care recuperase de Paula. Cele două bare ale Brunei de Paula. Kobilinska ajută Neagu, se înalță super de la 10 metri și înscrie un gol, marca registrată Neagu și la mai tai din avânt ambalistelor maghiare. 14-8 CSM, mai sunt 75 de secunde din cea mai bună repriză a campioanei noastre într-un duel cu Ghior în deplasare. Prea liberă șață, da, și 14-9 CSM. Cristina Neagu, a doua golgheter din toate timpurile a Ligii Campionilor, după Iovanka Radicevic. Lekić, care poate depăși pe Gheorghiț, președintele lui Ghior. Vom vedea dacă va juca mâine împotriva Rapidului în polivalentă de la ora 17. Kobilinska. Vine Zavi. Aruncă din faul, campioana mondială, 9 metri pe ultimul atac al CSM-ului în această repriză. Inștar pe drumul la joc pentru Kobilinska. Zadi, Neagu, a băgat-o prepasiv, mai avem 3 pase. Ostergaard, Zadi, ultima pasă, Ostergaard, extraordinar jucat daneză în această parte a jocului. 15-9 și s-a agitat Adi Vasile pentru acele repriere jucătorilor sale. Au păcălit aici cu Riu, dar Glozer a fost imperială în această repriză și datorită paradelor sale fabuloase. Campioana României are 6 goluri peste Ghior în primele 30 de minute. Senzațional jocul CSM-ului, foarte inspirat, foarte bun în apărare. Glozer excepțională. Să sperăm că va ține ritmul, va fi constantă CSM București și se va întoarce din Ungaria cu victorie. Rămâneți alături de noi, un sfert de oră de pauză, revenim. Avem meciul perfect al CSM-ului, care conduce la pauză cu 15-9 în Ghior Arena. Am văzut și numărul de spectatori, peste 3.000, cei mai mulți fani ai fostei campioane a Europei. Extraordinar jocul în apărare al CSM-ului cu Glozer, care a strălucit, este la 47% procentaj al paradelor salvatoare. În atac, de asemenea, s-a descurcat bine CSM-ul, am văzut și contraatacuri, asta pentru că apărarea a fost foarte bună. E genul de meci pe care ni l-am fi dorit etapă de etapă în Liga Campionilor la CSM București. În loc am avut multe sincope, o inconstanță a CSM-ului care a adus-o în situația de a lupta in extremis pentru a obține calificarea directă în sferturile de finală. Pentru CSM, cele mai multe reușite, Ostergaard, prima parte a întâlnirii, 4 din 4 pentru extrema daneză, toate din acțiune. Iar Neagu și Zadi au câte 2, Anțăn 3. De partea cealaltă, la Ghior, n-au fost jucătoare care să remarce foarte tare. Sunt câteva cu 2 goluri. Neagu pentru Kobilinska. Important, CSM-ul are primul atac și poate să fructifice. A fost una dintre cele mai bune reprize, dacă nu chiar cea mai bună, clar. Meciurile directe dintre CSM și Ghior în deplasare și gol pe evitare. Cristina Neagu o învinge pe Sandra Tov și, cum spuneam, va fi schimbată în această repriză pentru că zona sa de atac este pe partea băncii și nu se mai pierde acel tempo la repunere. 16-9, CSM București se resimte, brațe dale. Da, să nu uităm că în afară de această diferență foarte mare în favoarea CSM-ului, campioana României a mai ratat și 2 aruncări de la 7 metri prin Neagu și Anță. Neagu mai are un gol până la ajunge la 60 în această ediție a Champions League. Riu, Christiansen și De Paula, continuare fără stin 8, dar spuneam, care nu este refăcută după o accidentare, este pe foaie, dar probabil a fost pusă la derută, spunem, să sperie echipa adversă. La lipsește Ana Gross, am accidentată cu fractură la piramida nazală, cu momentul de la Budușnost, 7 metri, da,
în duelul dintre Dindirigan și Brasedale. Foarte bun arbitrajul norvegienilor, Brase și Sandet, în prima repriză. Nici o eliminare de 2 minute, acum schimbare de portar la CSM București. Am văzut-o pe Davidsen pregătindu-se să ia locul celei mai bune jucătoare a CSM-ului din prima repriză, Laura Glozer. Aruncare de la 7 metri. Bruna de Paula e o jucătoare talentată, se agită foarte mult, dar nu pare să aducă clar viziune jocului de atac al lui Vior. Acum rămâne fără greșeală de la 7 metri Veronica Christiansen. A, după o fetă lui Christiansen a derutat-o pe conaționala sa și a reușit să învingă cu minge în stânga porții. 16-10, SM-ul dacă va juca cel puțin la fel de bine ca în prima repriză, va obține o victorie clară aici în Vior Arena, dar mai este de muncă încă 28 de minute din această întâlnire și o primă ratare Östergaard în partidă. Duelul danezelor câștigat de Toft la faza de mai devreme. Centrul lui Gheor, Bruna de Paula, mi-amintește de Ana Paula Rodriguez, jucătoare tot braziliană cu care CSM București a câștigat Liga Campionilor în 2016. Asta a bucurat normal Toft, pentru că a blocat-o pe Östergaard, acum Riu pentru Lucaci. De Paula, Riu, gol în scurt, a scris Lucaci, a plecat prea mult de lângă bară. Laura Glosser dezamăgită, știe că a greșit aici. Se mai întâmplă, 16-11. 2-1 în repriza a doua pentru Gheor, dar CSM-ul are atacul cu Zadi în centru, Neagu în inter stânga, Obilinska vine ea în centru, Inșad a participat și ea la fază, Neagu nu poate ataca culoarul pivotului, acum Zadi! Ia acțiunea pe cont propriu și marchează excepțional! Da, o constanță remarcabilă pentru Gras Zadi. Jucat perfect și în atac și în apare în prima repriză aici. Înscriu repede cele de la Gheor prin Riu, care are timp să vină și la schimbare. 5 goluri pentru CSM. Și se încuraja de unul singur la bancă, Uric Kirkei. Antrenorul danez fost la Odense, cărui muncă este continuată, dar de fapt schimbată din temelie acolo de Ole Gekstad, care a făcut mai puțin de 7 transferuri astă vară. Da, iar jucătoarele franceze, observăm, joacă foarte bine când se apropie convocarea la națională pentru un turneu mare și când vin de la națională. E cazul lui Grazadi, care mai devreme a ratat. Dar nu i s-a mai dat nimic, a avut brațul liber și a blocat-o tot și super din nou Glozer în fața Veronicăi Christiansen. În ceea ce o privește pe Glozer, rămâne cea mai constantă și cea mai bună jucătoare a CSM-ului tot sezonul de Champions League. Păcat că pleacă. S-a acomodat după un an competițional și acum și-a arătat măsura valorii în fiecare partidă. A jucat pentru CSM în Liga Campionilor, cel puțin. Obilinska pentru Neagu. Obilinska are culoare, aruncă din fault, 9 metri pentru campioana României. Mâine, nu uitați, la ora 17 din Polivalent avem Rapid cu Ferencvaros. Mai devreme joacă și Brăila, la ora 15, iar de la ora 19 Nant cu Bistrița. Da, Brăila are un meci ușor cu Locomotiva Zagreb. CSM București va schimba 2 din cei 3 portari în această vară. Va pleca și Davidsen. Acum Zadi în acțiune, Kobilinska cu o pasă pentru Östergaard. Din nou Kobilinska, Zadi, amenințare de joc pasiv. Zadi, Kobilinska, se fluieră pasivul până la urmă. Christiansen pentru Riu. De Paula. Christiansen, Riu cu o minge la Glezner, reușește să o agațe. A închis bine Neagu pe partea sa și se rea acțiunea în pozițional cu De Paula, Christiansen și Riu. Doar Riu poate să dea de la distanță, în rest celelalte două vulează pe pătrundere și din contact cu adversarele. Dale, De Paula, Christiansen, poate le bagă și pe lemprepasiv, nu au scos nici măcar un 9 metri. De Paula, Fentă,
Acum e prepasiv și 9 metri. Cu ceva pași acolo la brazilianca. Nu mai contează. Christiansen n-are ritm de joc. Mi se pare că încetinește atacul lui Ghior. Iată pe Veronica Christiansen. Riu aruncă în blocajul Cristinei Neagu. Recuperă mingea în apărare. De Paula vrea să imprime viteza atacului lui Ghior. Christiansen îl încetinește. Nu sunt, mi se pare mie, pe aceeași lungime Paul cele două jucătoare. Prima eliminare. În sfârșit o eliminare. A Ghior a căzut instant pe piciorul lui Dale, dar conațional sa este de vină pentru că a ținut-o prea mult și nu a dat drumul la timp Wilde instant. Vicecampioanele mondiale în duel mai devreme. Iată momentul. Putea să accidenteze rău de tot Dale aici, dacă nu chiar s-a accidentat. A căzut pe picior spre exterior. A avut noroc. Brasă Dale, între cei mai buni pivoți din lume. Această norvegiană, capitanul lui Ghior, Oslo Vipers. Cea mai bună jucătoare a mondialului din Spania din 2021. Zadi, Fenta și o dă printre picioare campioana mondială și diferență de plus 6 pentru CSM după ce Neagu și Anță au ratat 27 metri în prima repriză. Iată, CSM-ul a jucat atât de bine că nici nu a avut nevoie de goluri de la 7 metri pentru a se distanța de campioana maghiară. A făcut o primă repriză foarte slabă, în special în atac. După această partidă, pe Digi Sport 4 urmează basket din Liga Națională Oradea Voluntari de la 22:15, meciul din Serie A, Frosinone-Milan. Cristian s-a primit de la De Paula. Broch, Riu. Din nou Riu, Christiansen, De Paula cu aceeași fântă. Riga Christiansen, parcă este o echipă anonimă, Ghior, da? Joacă foarte slab la pozițional. Dar iată De Paula pe acțiune individuală. A arătat aici că este și ea pe teren și a avut o zbâlnire uluitoare. Și a fructificat în colțul lung, n-a mai avut ce să facă Laura Gozer. 18-13. De Bruna De Paula ne amintim pe când evolua la Nantes, a câștigat European League la Baia Mare în Final Four. Nantes a bătut Minaur, iar De Paula a dat 8 goluri în acea partidă, în semifinală. Din nou o reacție splendidă din partea Graza Adi, care a fructificat datorită valorii sale individuale. 19-13 CSM. Încă 22 de minute din partidă, care poate să aducă o înfrângere pe teren propriu a maghiarilor, spuneam. Dar am vis-o pe CSM de 5 ori în ultimele partide. Riu. 9 metri. Foarte bună apărare CSM-ului. Aici s-a câștigat normal prima repriză. Glozer impecabilă la poartă. Iar Insta, Danță și Zadi alături de Kobilinska sau Flip au fost și ele fabuloase. Cam aceasta este valoarea CSM-ului. Din acest motiv te gândești cum poți să te încurci cu Debrecen, cum poți să pierzi cu Bietigheim sau să nu poți să o bați pe Brest măcar o dată din două meciuri. Dar, în fine, măcar să bată ultimele trei meciuri și totul este dat uitării. Cum se spune, echipa va intra în formă și să-și îndeplinească obiectivul. Chiar ne putem gândi dacă CSM București nu va câștiga locul al doilea până la finalul grupelor la un duel românesc, dar mai mult până acolo și nu neapărat CSM-ul trebuie să își facă treaba cât Rapidul. Gol marcat de Broch acum din pivot și Rapidul e condamnat să câștige în primul și în primul rând mâine. Mâine va fi duel decisiv în polivalentă cu Ferencvaros. E care pe care în grupa B a Ligii Campionilor. Da, Rapid locul 7-7 puncte, Ferencvaros o poziție mai sus, 8 puncte. Însă dacă Rapid bate, este posibil, apoi are meci și la Lubi unde poate câștiga. Are un program mai bun față de Ferencvaros, dar vorbim după meciul de mâine din polivalentă de la ora 17. Și spor și fault în atac, Riu.
extraordinară și din Dirigan, care și-a ajutat mult echipa și în apărare și în atac, încurajată Riu de Zeminco. Dacă CSM-ul bate, administrează prima înfrângere lui Ghior în această ediție a Ligii Campionilor. Prima după ce a pierdut semifinala din sezonul trecut împotriva lui Vipers cu 35-37. A mai avut meci greu în prima etapă la Brest, a făcut la un gol Ghior, 24-23, scoate 7 metri în stat. După ce Bara a protejat-o pe Sandra Toft, fabulos în continuare. De fapt, este normal modul de arbitra spuneau al norvegenilor. Dau tot ce văd, nu avantajează nicio echipă, cum este și normal, că se întâlnesc două dintre cele mai tare echipe din handbalul feminin. Aruncă din prima în stânga și înscrie Graza Adi, are 2-2 și ea de la 7 metri. Și un plus 6 liniștitor pentru campioana României în minutul 42. Ce bine că avem siguranță și de la 7 metri și mai spuneam din când în când despre jucători. E cazul și Veronica Christiansen în prima repriză, care la început a intrat doar pentru a bate aruncările de la 7 metri. Cât de important e să ai un executant de la 7 metri, indiferent că el stă doar pe bancă, de exemplu, și intră la 7 metri, dar sunt goluri aproape sigure. Am văzut și naționala daneză, Hans Lindberg, care a jucat astfel de meciuri, a stat pe bancă și a intrat doar pentru a executa aruncările de la 7 metri. Acum Veronica Christiansen ratează din acțiune și CSM-ul poate reface diferența maximă de 7 goluri. A avut brațul liber pe pătrundere. Christiansen, arbitru foarte atent, a stat-o să arunce, n-a înscris și nu i s-a mai dat nimic. Spre dezamăgirea suporterilor, care tot timpul erau obișnuiți ca Ghiorul să primească cel puțin 2-3 decizii a meciului echilibrat, dar acum are nevoie de mult mai mult de față de atât și, iată, un fault în atac, da, la pivot. Așa este, Ghiorul nu s-a ajutat pe ea până acum, Cristian se aruncă în bară. Barele sunt ale portarilor și Laura Glosser merită această șansă. A cât de bine a apărat, cel puțin în prima repriză, a avut 48% în fața Ghiorului, procentajul uluitor. Da, nu se descurcă Ghior în atac, are nevoie de minute de a-și intra în ritm. Veronica Christiansen, Oftedal în continuare ținută pe bancă, mă uit acum pe bancă și nici măcar nu o văd pe Stine Oftedal. A fost la prezentare. Da, cred că e un pic în dreapta. Mă așteptam să o văd în exterior, fără șansă să joace. Acum Neagu aruncă în blocajul lui Broch. Recuperează Neagu cu ajutorul lui Ingstad, care s-a luptat minunat pentru această minge. Senzațională scandinava. S-a aruncat în fața lui Broch, împinsă și de Hauchter, și a ținut mingea sub control. Face semn Adi Vasile, ce trebuie să joace la acest pozițional. Semnul cu telefonul. Sau de momentul. Da, mingea a fost în spatele lui Instat. Hauschter este de bine că n-a putut să țină mingea sub control. Este nevinovat lui Instat. Mingea a venit în spate. N-a avut ea vreo vină. Din Dirigan, Neagu, Zadi. A intrat flip în dreapta. Pivot Instat ajută Ostergaard. Are o constanță remarcabilă pe partea dreaptă. Flip pentru Ostergaard. N-a atacat culoarul. Oh, s-a încurcat acolo Neagu cu flip și încearcă să împingă mingea din săritură. Zadi să mai întâmplă și astfel de incidente. Bine, de Paula pentru Christiansen. Pasă printre mult prea libere Lucaci. Nu știe să rateze de acolo și plus 5 de la plus 7. Era dat pe la braț, n-a putut viteza de reacție mult mai mare. Aruncă foarte puternic Victoria Lucaci. Foarte puternic. ...20-15. Atac al CSM-ului cu Zadi din centru, Flip și Neagu. Cei doi interi nu prea ajung mingile în extrema. Acum Flip pentru Neagu.
care atacă din nou centrul terenului. Zadi, flip, flip. Da, scăpa mingea, da. Dublu dribling. Păcat, da. Este uneori și ambidextră, ați văzut, pasează cu mâna dreaptă, prinde, împinge Zadi pe conaționala sa, Zemico. Să nu este fault de eliminare, degeaba se agită suporterii lui Gheor și înscrie Veronica Christiansen. Au început să respire mai bine maghiarele la 26 pentru CSM și Uri Kirkeli dă din mâini, probabil are nevoie de energia din tribune. Un gol acum repede din partea CSM-ului le mai liniștește pe ambalistele lui Kirkei. Încă 15 minute din această partidă, sub control total CSM București. Zadi, Neagu, Zadi, pentru Ingstad, hai cu golul! Este gol marcat de Vilde Ingstad. Ce înseamnă genul creator din partea lui Zadi și un pivot de clasă mondială cum este Ingstad. De trei apărătoare a reușit să fructifice. De Paula ne-a băgat în semicerle de la 7 metri, înscrie. Cam repede au dat goluri, dar nu mai contează. 21-17 pentru CSM, revine Neagu în atac. Să știți, Cosi Oftedal nu este nici pe bancă. Am încercat să mă uit cât am putut de atent la banca lui Gheor. Nu o văd acolo. Zadi. Kobilinska. Neagu întoarce pentru poloneză. Cu presiune, suport din maghiar pe arbitru, ca să ne bagem mai repede între pasiv. Nu este vorba de așa ceva. Extraordinar pasa la Ișta, gol CSM! Jucăm perfect cu pivotul pentru că este de clasă mondială și asisturile de la Zadi și Neagu o pun în valoare pe nordică. 22-17. Cât de simplu pare când nu te complici, când nu încerci să arunci la poartă sau să pătrunzi aiurea în adversare. Joci la pivot sau la extreme și desfaci jocul. Ceva ce am văzut destul de rar în jocul CSM-ului, un atac în mare viteză. Neagu n-a așteptat prea mult, a dat pasă din prima și a eliberat-o pe Ingstad. Acum în Zemico aruncă cu noroc, mingea se duce în poartă. Mare gol pentru Franțuz Zoică, poarta colegii sale de națională. Avea primul gol marcat în Zemico din 5 aruncări. Bine, nici o jucătoare a lui Gheor nu stă prea strălucit la statistici. Zadi schimbă locuri cu Neagu, Ingstad a venit să se ajute pe acea parte, s-a dus în zona centrală. Zadi, fentă, poate a fost ușor împinsă, dar nu s-a dat nimic. A fost o cruciare falsă cu Kobilinska. Zemico, scapă mingea, Christiansen. Șansă pentru București la această acțiune. Își luase la avânt ambalistele lui Kirkeli. A să ușureze diferența la 3, dar parcă ars o mingea pe Veronica Christiansen. Și va reintra Riu, probabil la faza următoare în atac, explica ceva Kitei. Auște și brațe dale pe zona centrală. Christiansen și Zemico intermediari. A intrat Anțen la CSM în locul lui Zadi. Anțen. Da, dau să pătrundă una dintre ele, păcat. Kobilinska, Neagu, Anță, iar suntem pe pasiv și, timeout. 4 pase, 3. A întrebat din semne Adrian Vasile, cei doi arbitri. Directly, Emilie, the cross direct, the cross directly, okay, good. Then, when you come in return, Bruno de Paula enters from here, so we have to be really good in the return, and after that, when she comes for the situations with Estelle, here we have to be really crowded, girls, and put a working ethic there. Come on, let's go. Schema de atac s-a rezolvat destul de simplu pentru că nu există prea multe opțiuni. Trebuie să arunce repede CSM-ul în apărare. Mai multă grijă la Estel Zemico.
trebuie să aglomerăm zona de atac a franțuzoaicei. Neagu. Crucișare cu Anță, n-a fost cea mai bună pasă, este blocată ușor. Emilia Anță în aruncare de la 9 metri. Anță aruncă lung, mingea blocată special de Dale și prinde ușor Standartov. 11 minute. Ior mai bună în atac față de prima repriză și Christiansen Dari cu colegilor. Această reușită, dar rămân plus 3 pentru CSM. Dar are atacul campioana României. Asta este cel mai important să înscrie acum. Neagu. Poate cele trei jucătoare de la 9 metri pot arunca de la distanță. Neagu, Anțăn, Kobilinska. Anțăn vine în centru. Neagu în inter stânga. Neagu, Anțăn în blocaj. Recuperăm mingea prin Östergaard. Of, ce pasă greșită. Kobilinska a văzut-o pe Anțăn la 6 metri și s-a pripit. Păcat. N-au dat contra-atac. Este momentul important, da, să scoate mingea în apărare. N-au dat contraatac și aveau șansa. Mi s-a părut că Lukács plecase destul de bine, dar Riu a ezitat. Acum contează și suporterii maghiari, normal. Sala nu este arhiplină, cum ne obișnuiseră, dar este problema lor. Duel între Ingstad și Brase Dale, la 6 metri pe zona centrală. Zeminco. De Paula. Christiansen! Trebuie pe tampon la ea. 22-20. Se apropie amenințător Ghior. CSM București a dat doar 7 goluri în repriza a doua, în 21 de minute. Avem nevoie de gol. Târziu Ingstad să blocheze pe conaționala ei, Christiansen. Anță. Pasă la Kobilinska, puțin mai repede, Neagu împinsă. Nu mai dau nimic acum. Deși dăm șansa arbitrilor să nu fluere ce trebuie și Lukács aruncă sala în aer, cum se spune, 21-22. Au revenit maghiară, iată Neagu discute ceva cu unul dintre arbitrii, că nu s-a dat la faza precedentă, ceea ce s-a cam văzut la televizor și poate s-a simțit și pe teren. A fost 15-9 la pauză și au revenit maghiarele. Trebuie să dăm gol neapărat. S-a evaporat avantajul CSM-ului. Anță, Ningstad, Neagu, Zadi a revenit pe teren. Zadi pentru Östergaard! Da, foarte tot. Da. S-au pierdut cu firea jucătoarele Bucureștiului de mai bine de 5 minute. Ultima reușită este minutul 46 al lui Ingstad. S-a apărat acum, vedeți, Toft. Nici poarta nu ne-a ajutat. În repriza a doua, Toft a fost peste Glozer. Acum a intrat Davidson. Riu. Pasă la pivot din două mișcări. Mingea tot ajunge și pași arată adivasia arbitrilor, dar nu mai contează. Se pune reușita. Și o luăm de la început. Egalitate după 43 de minute, 53 de minute sprint ale CSM-ului. Zadi scoate în sfârșit ceva bun, 7 metri. O apărea semicerca adversarelor și trebuie să înscrie. Vine tot ea să execute, pentru că a fost faultată. Bine s-a înțeles cu Neagă acolo, care a plecat din zona de pătrundere. Ingstad aduce mingea, dar tot pentru Zadi, care are 2 din 2. Revine Solberg în poarta lui Ghior. Momente foarte importante, mai sunt 7 minute și jumătate. Zadi, gol! CSM București de la 7 metri. A treia aruncare de la 7 metri, fructificată de Graz Zadi. A aruncat mai rapid Zadi decât mișcarea piciorului partea lui Solberg. Și trebuie neapărat să scoată o minge în apărare Bucureștiul pentru a avea apoi șansă la desprindere.
Ce pasă la pivot! Iarăși ne mai apărăm perfect cum a fost în prima repriză, 23-23. Remarcabilă Zebico cu acea minge. Zadi pentru Anță, care și-a un brânci. Reacu, cum avem jucătoare de mână stângă din dreapta. Zadi, Neagu, Anță, Ostergaard. Din nou Zadi pentru Neagu. Anță face sens să vină la circulație Winstad. Zadi, Neagu, o bombă, dar exact pe zona lui Tov. Fentă, brațe, bine că vrea să facă pași, însă și-a așteptat cu echipierele. Șansă pentru Gheorghe să conducă și ea în această partidă pentru prima oară. Nu mai aruncase de mult Cristina Neagu, acum a făcut-o pe centrul porții. Nicio problemă pentru Sandra Toft, un portar extrem de valoros. Veronica Christiansen, de Paula și Zevinco, cea mai periculoasă jucătoare a lui Gheorghe din ultimele minute, de Paula, Christiansen. Nici ele nu joacă cu Inter, dreapta de meserie, de Paula, Christiansen. Zeminco, un atac lung al lui Gheorghe. Zeminco încearcă pentru pivot, se apără Ingstad, 9 metri pentru Gheorghe. Da, foarte bine a venit Ingstad și a ajutat-o pe Anță în duelul cu brațe dale și timeout cerut de Uri Kirkeli ca să îl piardă și pe al treilea. Ați văzut-o și pe Stinov de dal la bancă, da? Dar în training și-a dat bluza, probabil nu va juca, probabil nici nu va mai fi nevoie să niște Kirkerii cu ea. Problema este că au revenit maghiarele de la minus 6 la pauză, 23-23, dar se joacă până în final pentru victorie. E bun și un punct normal, dacă stai să te gândești că ești în duel cu Brest și Codense, dar ar fi păcat la cât de bine ai jucat 52 de minute să nu obții o victorie chiar și la un gol. Pasă la extremă, Lucaș, foarte bine, Davison. A fost și la limita semicercului Lucaș, dar l-a scos portarul. Parada importantă pentru Marie Davidson. Acum trebuie să fructificăm atacul. Anțăn, o pasă riscantă pentru Zadi. Mingea ajunge la franțuzoaică, care se oprește. Anțăn iese la schimbare. Ne intră o stângace, probabil. Kobilinska sau Flip. Iată aici, a aruncat Lucaș, dezechilibrată. Ar fi o variantă și o Moreghe, iată, ea a intrat. A intrat o Moreghe, da, pentru prima oară în meci. Oh, luată tare de Riu, 9 metri. Moreghe, Neagu, cearcă pătrundere pe lângă brațe tale. 9 metri, contactele obișnuite din handbal. Depășirea jucătoarei de la 9 metri peste brațul adversarii. Omoreghe pentru Neagu, toace foarte bine la Omoreghe. Prima aruncare, primul gol pentru slovena de origine greacă, bulgară. 24-23. Christiansen, să nu ne luăm eliminare în acest moment. Foarte bine Anțăn. Acum dacă le scoate mingea și dăm gol, sunteți spre victorie. Da, ce bine a intrat Omoreghe. Pare să fie atul lui Adi Vasile în această partidă. Prima fază, primul gol pentru Elizabeth Omoreghe, care s-a retras bine în apărare și tot ea a blocat atacul lui Gheorghe. Nici o eliminare, ce semen această partidă. Gheorghe oricum a jucat foarte slab în prima. În partea cealaltă Gheorghe are și o eliminare. S-a jucat la limita regulamentului. Zeminco, Christiansen, de Paula, Zeminco, era scape mingea.
pasă la extremă din nou, fără de greșeală, Lucaci. Este incredibilă această extremă care își ajută din nou colegele și are 6 goluri din 8 aruncări. Nu-i nimic, CSM-ul are atacul în față, Neagu, Omoreghe și Zadi. Linia de 9 metri a CSM-ului, în ea ne pune în bază, poate și în pivotul Inștad, acum Omoreghe, Neagu, Omoreghe, din o zonă liberă, gol! În colțul lung scrie Lize Omoreghe, 25-24 și se pune din nou presiune pe handbalistele Ghiorului. Aruncă pe lângă poartă! Zeminco, brațul liber. Un protest mai sfios din partea suporterilor maghiari și-au dat seama că n-aveau cum să se întoarcă aici arbitrii cu decizia pentru Ghior, dar ce-a aruncat pe lângă poartă Franțu Zoica. Și acum, dacă scrie CSM-ul, totul este aproape perfect. Ce bine a demarcat. Din l-a făcut de două ori aceeași fază, Neagu cu Morighe și n-au înțeles. Zadi, Neagu, Omoreghe, atacă în interdreapta, faultată, 9 metri. A, vreau o fault în atac, de maghiarele, da, departe, a fost 9 metri, corect. Foarte bune deciziile să țină acest mod de a fluiera cei doi norvegieni. Zadi pentru Neagu, Zadi, da, acum, da. Ca să arunce mai repede, să dea pasă pe la spate, a fost fault în atac, păcat. Avem o jucătoare în minus în apărare, abia acum se retrage, dar e greșită, nu a fost deviată. Da. Bine să dea pasă așa de ciudată Christiansen. N-au păcălit la extremă, dar Davison stă în scurt și poate să fie parada meciului pentru norvegiana, care va pleca și ea din vară. Iată că mai ratează și Lucaci. Cea mai slabă aruncare a victoriei Lucaci. A încercat să surprindă pe Davison pe colțul scurt. Plecase la un moment dat, i-a lăsat momeală, cum se spune, apoi a revenit pe colțul scurt și a derutat-o pe Lucaci. E vorba de Marie Davidson, în atac important al CSM-ului. Inștat pentru Neagu, Zadi. Da, a fost și fault adevărat, i-a căutat contactul mai repede, au evitat cele de la Ghior. 9 metri, timpul curge, mai sunt 90 de secunde. Foarte important acest atac, se duce la limita prepasivului. Neagu pune frână, suntem un prepasiv. Zadi, Zadi se șurubează, gol! Extraordinar, aruncă sub transversală, campioana mondială. 26-24, să nu ne luăm eliminare. Extraordinar, Anțăr în defensivă. 70 de secunde. Poate fi golul victoriei, marcat de Gra Zadi, de Paula. Acum o atacă pe Anțăr, de Paula, apără extraordinar Davidson! A treia parată, închide poarta și CSM-ul câștigă! Disperat suporterii maghiari, dar acestea sunt deciziile corecte. Depășire de Paula, braț liber, apără Davison și nu se dă 7 metri, pentru că nu era vorba de așa ceva. Să ducem iarăși un atac lung acum. Cred că mai avem, da, și un timeout luat exact când s-a ridicat mâna la prepasiv, dar mai avem 4 pase. If you see that this is the situation, try to open without the ball and then Wilde move away from the situation, okay? So Elizabeth, without the ball, if she will catch you, take 9 meters, okay? And then we return home like crazy. Come on! Come on! If it's not time, run home! Don't change! And go! Remember, it's 30 seconds! We still have time! Don't make a bullshit to me! După această partidă, revenim în basketul românesc, avem Oradea cu Voluntari. Sunt 30 de secunde pentru a pune în joc schema explicată de Adi Vasile. Dar vom intra în prepasiv, suntem prepasiv deja, să nu greșim. Iată, cu apărarea avansată încearcă cele de la Ghior. Omoreghe. Omoreghe, pași aici. Încă 30 de secunde, trebuie să ne apărăm la această fază. Omoreghe și Davidson au fost jucătoarele extraordinare pe final. Și timeout, luat și de Uri Kirkeni.
prea repede, mult prea repede. Am pierdut mingea după acel time, nici n-am făcut 3 pase. Au fost adevărate jucătoare providențiale, Omoreghe și Davids, într-un final dramatic. Ok, we have a fast situation first to talk first about. Line player here, play to the playmaker, down, run away. Here, Hancho, fake Hancho, here. Vicky, up in the shot in the middle, see if we can make a block or something here. Okay, 25 seconds ago. Hey, but, and listen, hey, after the goal, up to the submit zone and let them go and have the shot immediately. Don't make any game stop. Let them shoot. Get them out! Câteva secunde mai despart pe CSM București, o victorie extrem de importantă la Ghior, care o menține în șansele de calificare de pe locul al doilea, direct în sferturile de final ale Ligii Campionilor. Nu uitați, mâine de la ora 15, Brăila Zagreb, de la 17, Rapid Ferencvaros. Riu pentru Cristian Săr și merg scoată cu atât Davison, care a fost magnific în ultimele 7 minute. Cu zâmbetul său adolescentin, iată, se bucură alături de colegii de la bancă și este victoria CSM-ului, cel mai bun meci de până acum în Liga Campionilor. Să sperăm că va fi constant echipa noastră. Trebuia să arunce Cristina, dar nu mai contează. Victorie la 2 goluri, 26-24, și CSM urcă pe locul 3 cu 15 puncte în fața Saudense pe 2 cu 17. Ghior este deja calificat în sferturi cu 22, dar prestația de asta a CSM-ului îți dă cu adevărat șanse să sper că se poate îndeplini obiectivul în acest sezon. Felicitări CSM, baftă Dunărea, Brăila, Rapid și Bistrița mâine în direct pe Digi Sport 2 de la ora 15. Noi suntem Cosi Prună și Severin Călinescu. La revedere!